Păi cum că am primit ce ala? Dar ce, atunci nu vreți să apropo de chestia asta că mare majoritate de tineri sunt foarte nemulțumite, că n-au primit, că nu sunt. Lasc, eu în 8 ani de zile am primit 0 legi la... Am vrut aseară să intervin. A, stai așa, erau primării de PDL. Da. Deci, acum am primit. Deci, 8 ani de zile am primit Consiliul Județean, mi-au dat 0 lei la primărie, la primărie. Primării, dar să și primării. Dar vorba de primari pe de rând. Deci 8 ani de zile eu n-am primit și n-am făcut scandal, cum fac acum alții. De exemplu, face scandal domnul de la Alexandru, poți să-l transmiteți. La Alexandru cel Bun. Dar el a făcut încasări de la public, 13% statistic. El nu se ceartă cu populația, cu pensiuni, cu sănătate, cu instituții de este. Cu contribuare. Deci la 6 milioane, el ar trebui cu atât de să facă aproape 7 milioane, 10. Deci, toată baba, toată bunica, că vorbim țărănești, trebuie să vină să plătească la primărie la noi. Da. Deci aici e o problemă. Tu nu intervii la populație să plătească, dar bani de la stat ce? Până acum eu mers lui cu intervenții pe la județ, pe la București, pe la... Și aseară ne critica că cum de la unele comune o da și la alte nu. Dar nu ne-o da voie să intervenim, că avem să-i spun, dar înainte cu 4 ani, unii vineau banii. Să fac o statistică, comuna Redu, câți bani au primit în 4 ani de la Consiliul Județean? 8 ani.